viața și odihna adormitului robului tău, Dorel Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și prea Sfântului bunul și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte. Era ora 10 când de la biserica din comuna Cornea a început cea din urmă slujba a primarului Dorel Dorneanu, oficiată de un sobor de preoți. Zeci de prieteni, cunoștințe și localnici care l-au apreciat au mers să-și ia rămas bun de la cel care până acum câteva zile le-a fost primar, care a povățuit și care a încercat să le creeze condiții mai bune de viață. La ceasul despărțirii, oamenii îl regretă și spun că vor rămâne cu amintirea unui om blând și bun, gata oricând să-i ajute. Foarte bun om. Nu se mai poate de bun. Da. La inimă, când vorbeai, parcă ți-l lichid de inimă. Vorba. Așa o vorbă dulce, blândă, că cred că nu este așa frumos. Nu are perechi. Doar deși. Parcă nu se mai există. Am pierdut de gata. Nu dar mai cum să nu ne pare? Ca dânsul, cred că dânsul n-a să mai fie altul. Da. Foarte bun pentru toată lumea și pentru toată comuna. Fiecare ajuta. Ce să rămână așa la copii, da, cu... respecta. Eu de câte ori m-am dus, m-au servitor și când l-a pus. Dumnezeu să-l ierte și-l iertăm și noi, ca oameni. Da. Foarte om, ca lumea, om bun. Eu l-am plâns și mătăneam bătut pentru dânsul. De ce să zic un cuvânt nebun înaintea tatei, ceresc. Și eu mâinii pui mâinii mă duc. Fiecare cu gemul lui. Aproape de orele 12, cortegiul funerar a pornit spre primărie. În drumul spre eternitate, primarul Dorel Dorneanu a poposit câteva momente în fața clădirii, unde și-a petrecut zile întregi în ultimii săi ani de viață. Încă ne rugăm pentru sufletul adormitelor robilor tăi, Dorel și Marcel cu tot neamul. Pentru cam de trigă și la nevoie și acolo de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. La căpătâiul său, colegii și prietenii săi au rostit câteva cuvinte. Cu lacrimi în ochi și cu vocea tremurând de emoție, aceștia i-au mulțumit pentru tot ce a făcut pentru comunitate și și-au luat rămas bun pentru totdeauna de la Dorel Dorneanu. Toată comuna Corn este în doliu. După ce au pierdut pe cel care i-a călăuzit și s-a luptat pentru ei, primarul Dorel Dorneanu. Asociația Comunilor din România, filiala Botoșani, a pierdut nu doar un primar deosebit, ci un om și un prieten. Cea mai mare calitate acestuia a fost aceea de a rămâne om. Apreciez în mod deosebit puterea de a-și păstra verticalitatea, de a rămâne modest, de a-și păstra caracterul curat. Eu, personal, am pierdut un prieten drag. Plicnă veșnică, suflet bun și blând. Dumnezeu să le ierte. Nu știu cine se aștepta să vorbesc de scriul lui. Dorel Dorneanu a fost primarul alături de care am sperat că putem face ceva bun pentru oameni. Toate rudele și prietenii l-au iubit și au apreciat bunătatea. Pentru noi, locuitorii comunei Corn, Dorel Dorneanu va rămâne primarul care, începând din 2011 până astăzi, și-a dedicat toată priceperea și energia pentru ca în comună să nu se mai certuri prin noroaie, ci pe drumuri asfaltate sau pe frite. El a neobosit, muncea pentru cei dragi sau pentru cei care aveau nevoie de el. A fost pentru noi un model de echilibru și demnitate, un om bun de administrație și un bun prieten, nu doar un partener politic. Aproape că nu realizez încă ideea de a nu-l mai vedea, de a nu-l mai avea lângă noi. Suntem alături de familia atât de îndurerată și am dorit să-și afle alinare în faptul că toate realizările lui, pe plan familial și profesional, i-au dat o aură ce nu va dispărea. Dorel Dorneanu a murit vineri pe un pat de spital din Brașov, unde a ajuns cu arsuri de gradul 3 și 4 pe mai bine de 80% din suprafața corpului. Pe 14 iunie, primarul comunei Cornea a suferit un teribil accident în propria gospodărie, iar medicii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i salva viața. Dorel Dorneanu avea 65 de ani.